eu și când am câștigat trainerul anului în 2019, eu n-am știut că exista concursul. Ok. Eu am aflat după când mi-au zis organizatorii, bă, ar fi bine să vii la gală. Da. Iar legat de ierarhie la podcasturi sau lucruri de felul ăsta, băi, mă bucur că a ajuns pe locul întâi, indiscutabil. Da, dar nu ne-am gândit niciodată la asta. Adică da. Misiunea cu care noi intrăm în înregistrări e cum putem să fie cât mai documentat și cât mai relevant pentru niște oameni care ar putea avea nevoie de asta.